În două ședințe ale Consiliului Județean s-au aprobat două hotărâri prin care administratorul SC Mototolea Comserv SNC a obținut aprobarea legală de transport al persoanelor în mai multe localități din Giurgiu. Cele două hotărâri de Consiliul Județean nu au fost de ajuns pentru Autoritatea Rutieră Română, care a găsit unele neconcordanțe și nu a eliberat nici până acum operatorului de transport licențele. În aceste condiții, administratorul firmei s-a văzut nevoie să sisteze activitatea, pentru că altfel riscă să rămână fără plăcuțele de înmatriculare. În această situație nemai întâlnită până acum, giurgiuvenii sunt nevoiți să facă autostopul, pentru că singurul operator de transport nu are dreptul să circule până când va obține licența. Ce vor face giurgiuvenii în această situație? Nu știu care e soluția, va rămâne tot județul fără transport local de persoane, nu vor putea ajunge copiii la școală, cadrele didactice, medici, oamenii care au nevoie, că este județul și toate comunele limitrofe județului sau din județ și nu își poate desfășura activitatea. Eu ce să fac? Eu, ilegal, nu pot să circul. Alexandru Peicea, coordonatorul ARR din Giurgiu, a declarat pentru TV Giurgiu că licența nu a putut fi eliberată, în condițiile în care există diferențe între rezultatele afișate de instituția care a întocmit punctajul operatorilor participanți la licitație și cele două hotărâri ale Consiliului Județean, aprobate în data de 24 decembrie 2013, respectiv 6 ianuarie 2014. Acesta a mai spus că a înaintat problema și conducerii centrale. De la ARR București am aflat că se știe de problema de la Giurgiu, se analizează, iar în cel mai scurt timp se va da o soluție, când nu se știe.